Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 122. Psalmul 122, pagina Scriptură 629. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc la porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeul nostru, fac urări pentru fericirea ta. Amin. Vă rog să vă așezați. Titlul mesajului din această dimineață este Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. În noaptea de 11 mai, cerul deasupra coastei mediterane a Israelului arăta ca un război cosmic al stelelor. Din partea fâșiei Gaza fuseseră lansate sute de rachete în direcția orașului Tel Aviv, iar din partea Israelului erau lansate rachete care interceptau rachetele lansate din fâșia Gaza. Cineva mi-a trimis un scurt video, poate l-ați văzut și unii dintre dumneavoastră, un video făcut de un frate de-a nostru care locuiește în Tel Aviv. În video se vede cum noaptea bolta cerului este însăilată de aceste rachete și fratele urmărind se bucura de fiecare dată când vedea cum o rachetă lansată era interceptată de o altă rachetă trimisă din partea Israelului. În cele 11 zile cât a durat acest conflict militar până în ziua de joi, au fost lansate aproximativ 4.000 de rachete. Peste 90% din ele au fost interceptate de scutul antirachetă pe care îl are Israelul, scut care se cheamă cupola de fer. Evident, e o operațiune foarte costisitoare, ca să știți că o rachetă Tamir, care interceptează rachetele care sunt lansate spre Israel, costă 40.000 de dolari. Acum imaginați-vă, înmulțiți 40.000 de dolari cu 4.000 de rachete lansate spre Israel și veți avea 160 de milioane de dolari au fost cheltuite în aceste 11 zile pentru a proteja Israelul. Rezultatul este evident unul foarte plăcut în sensul că din partea Israelului, chiar dacă au fost lansate spre Tel Aviv peste 4.000 de rachete, au murit doar 13 oameni. 4.000 de rachete și doar 13 oameni au murit. În sectorul Gaza au murit 243 de oameni, deși Israelul, atunci când ataca fâșia Gaza, totdeauna se străduia să nu omoare civili. Ei chiar anunțau dinainte, spre exemplu, când au bombardat cea mai înaltă clădire din fâșia Gaza, unde era sediul organizației teroriste Hamas, ei au anunțat cu o oră înainte ca toți care erau în clădire să părăsească clădirea pentru că ei vor distruge clădirea. Așadar, până în ziua de joi am fost martori sau cel puțin am urmărit ce se întâmpla în Israel, începând cu ziua de vineri, a fost semnat un acord de încetare a focului. Un acord semnat sub presiunea Statelor Unite și cu medierea Egiptului. Egiptul, în cazul dat,
a fost mai mult de partea Israelului, pentru că organizația teroristă Hamas își are originea într-o altă organizație islamică, organizație teroristă, Frăția Musulmană din Egipt. Cu toate acestea, acest acord de încetare a focului nu este un acord de pace. Este doar un acord de încetare a focului. Situația rămâne în continuare tensionată. De aceea, apelul lui David din acest psalm, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, un apel lansat cu 3000 și ceva de ani în urmă, rămâne la fel de valabil și în zilele noastre. Acum, când te rogi pentru o anumită nevoie, este foarte important să cunoști bine nevoia pentru care te rogi. Dacă cunoști o nevoie bine, adică cu cât mai bine cunoști nevoie, cu atât mai corect te rogi pentru nevoia respectivă. De aceea, în această dimineață, mi-am propus, în primul rând, să fac așa o scurtă prezentare a contextului istoric și politic a statului Israel. După care ne vom uita la contextul biblic și teologic a poporului Israel. Statul Israel este unul dintre cele mai vechi state de pe fața pământului. El își are originea în legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. Avram s-a născut în anul 2135 înainte de Hristos. Deci dacă am calculat vârsta lui Avram, el astăzi ar fi avut peste 4000 de ani. Avram s-a născut, așa cum ne spune Cartea Geneza, capitolul 11, versetul 31, în orașul Ur din Haldeia. Haldeia era o parte a Imperiului Vechi Babilonian. La vârsta de 75 de ani, după cum citim în Geneza 12:4, Dumnezeu l-a chemat pe Avram să părăsească Ur, să părăsească țara, orașul său, și să se îndrepte spre Canaan. Deci în anul 2060, înainte de Hristos, Avram, împreună cu Sara, cu Lot, fiul său și slugele pe care le aveau în casă, au pornit spre Canaan. Drumul spre Canaan a fost un drum plin de provocări și dificultăți. Una din promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram când a încheiat legământ cu el a fost faptul că îi va da un fiu, pentru că i-a promis că îl va face un tată al multor neamuri. Știți câți ani a așteptat Avram până când s-a împlinit această promisiune? La vârsta de 75 de ani, Dumnezeu îi face promisiunea. Și uitați-vă în Geneza 21:5, câți ani avea Avram când s-a născut Isaac? 100 de ani. 25 de ani a trebuit să aștepte ca să se împlinească această făgăduință. Sigur, nu avem timp, dar dacă ne uităm așa pe scurt, putem vedea în istoria fiecărui patriarh anumite provocări. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și pe Sara, oferindu-le pe Isaac. Apoi Isaac a avut doi fii, Iacov și Esau. Cunoaștem rivalitatea dintre cei doi fii, dintre Iacov și Isau. Iacov a fost cel care l-a binecuvântat Dumnezeu, a avut 12 fii, a avut o problemă și el în familie când o parte din copiii lui mai mari l-au vândut pe Iosif în Egipt și când în Canaan a venit o foamete, Iacov a fost nevoit împreună cu familia sa să se ducă în Egipt, unde pe vremea aceea prim-ministru era fiul său Iosif. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 1875 înainte de Hristos. Ajungând acolo, ei au stat nu un an, nu doi, ci 430 de ani. E perioada pe care noi o mai numim robia egipteană. Au trecut ani și faraonul uitase, sau faraonii care au venit după faraonul din timpul lui Iosif, uitaseră
cine a fost Iosif, evreii duceau o viață grea, au început să se roage, să strige către Dumnezeu ca el să îi izbăvească și Dumnezeu îl trimite pe Moise. Moise s-a născut în anul 1525 înainte de Hristos, adică de la intrarea în țara Egiptului până la nașterea lui Moise trecuseră 350 de ani. La vârsta de 80 de ani, Dumnezeu îl cheamă pe Moise ca el să scoată poporul din țara Egiptului. În anul 1445 înainte de Hristos, Moise răspunde la această chemare lui Dumnezeu, deși a avut anumite ezitări, și citim în cartea Exod istoria cum Dumnezeu îi scoate pe evrei din țara Egiptului. Dar și aici lucrurile nu s-au încheiat așa cum și-ar fi dorit Dumnezeu. În loc să parcurgă pustia într-o perioadă scurtă și să ajungă în Canaan, au fost nevoiți 40 de ani să meargă prin pustie, așa cum spunea cineva lui Dumnezeu, i-a trebuit o noapte să-i scoată pe evrei din Egipt, dar apoi i-au trebuit 40 de ani să scoată Egiptul din ei. Și doar în anul 1405, înainte de Hristos, Israelul cucerește Canaanul în frunte cu Iosua. A urmat o perioadă de guvernare numită perioada judecătorilor după moartea lui Iosua, după care poporul Israel a decis să-și aleagă un împărat și primul împărat, după cum știți, a fost Saul. Saul a fost uns ca împărat în anul 1043 înainte de Hristos. Cu 2 ani mai devreme, în 1041, s-a născut David, care urma să preia tronul de la Saul. În anul 1011, la vârsta de 30 de ani, David ajunge împărat și a domnit 40 de ani în Israel. A murit în anul 971 înainte de Hristos, la vârsta de 70 de ani. Perioada domniei lui David a fost cea mai prosperă perioadă din istoria poporului Israel. Această prosperitate și binecuvântare a mai continuat în perioada lui Solomon, dar treptat s-a început un declin. Un declin care a durat pentru împărăția de nord numită Israel 250 de ani și în anul 722 Israelul a fost cucerit de Asiria. Iar cu 136 de ani mai târziu, în 586 înainte de Hristos, Ierusalimul cade în mâna babilonenilor. Israelul își pierduse statalitatea datorită revoltei macabeilor cu 110 ani înainte de Hristos, s-a restabilit o formă de stat pentru evrei, dar în anul 63 înainte de Hristos, romanii au cucerit acel teritoriu și astfel, când Domnul Iisus Hristos s-a născut, Israelul era parte a Imperiului Roman, era sub, să zic așa, colonia romană, era o colonie a Imperiului Roman. Vă amintiți când intra în Ierusalim, Iisus, când a văzut Ierusalimul, a plâns pentru Ierusalim și a rostit un cuvânt profetic: dacă ai cunoaște măcar în ziua aceasta cercetarea pe care o are Domnul pentru tine, cuvântul care s-a împlinit în anul 70, când împăratul roman Vespasian a cucerit Ierusalimul și a distrus templul de la Ierusalim. Practic, după aceasta, statul Israel, aproape 2000 de ani, n-a mai avut stat, a fost împrăștiat pe toată fața pământului. Acum, una dintre cele mai mari tragedii ale secolului 20 a fost Holocaustul, adică exterminarea evreilor de către Germania nazistă. Au murit, nu mai țin minte exact, dar un număr foarte mare de evrei, câteva milioane de evrei au fost exterminați în lagărele naziste. În perioada dintre cel de-al primul război mondial și al doilea război mondial, adică în perioada anilor 1920-1948, Palestina, teritoriul unde era statul Israel înainte, era controlat de Marea Britanie. După terminarea războiului,
S-a lansat o mișcare numită mișcarea sionistă. Vă amintiți, în Psalmul 137 găsim cuvintele acestea: pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Iată, cuvinte ca acestea au inspirat o mișcare de restaurare a Israelului numită mișcarea sionistă. Evreii au făcut adresări către Națiunile Unite zicând că suntem peste 100 de mii de evrei care au supraviețuit Holocaustul după cel de-al doilea război mondial. Noi nu mai vrem să locuim ca străini în alte țări. Noi am avut suficient de suferit. Vrem să ne întoarcem în țara noastră, în țara care ne-a dat-o Dumnezeu. În 1947, Marea Britanie a anunțat Națiunile Unite că în 1948 intenționează să se retragă din Palestina. Și atunci Organizația Națiunilor Unite, la 29 noiembrie 1947, a adoptat o rezoluție. Rezoluția 181, care se numea Rezoluția privind împărțirea teritoriului Palestinei. Conform acestei rezoluții, se propunea crearea a două state pe teritoriul Palestinei. Un stat pentru evrei și un stat pentru arabi. Teritoriul trebuia împărțit în așa fel încât, din punct de vedere politic și administrativ, evreii să locuiască într-o parte a Palestinei, iar arabii în altă parte a Palestinei. Dar din punct de vedere economic, ei urmau să fie ca un singur stat. Era mai mult un model de ăsta de stat binațional, care ulterior a devenit temeiul pentru ceea ce astăzi se spune conceptul a două state. Și mai era o decizie, un punct în acea rezoluție ONU, și anume că Ierusalimul urma să fie sub supraveghere internațională. Ierusalimul a fost, este și probabil cât vom trăi pe pământ, va fi un măr al discordiei. Ierusalimul este centrul acelor trei mari religii monoteiste, iudaism, creștinism și islam. Și iată că a fost luată o asemenea decizie, care a fost votat, așa cum vă spuneam, pe 29 noiembrie 1947. Este interesant că la acea vreme 56 de țări aveau dreptul de vot în Organizația Națiunilor Unite. Din cele 56 de țări, 33 de țări au votat pentru acest plan de împărțire a Palestinei. Adică 72% din cei cu drept de vot au votat pentru această rezoluție. Printre aceste țări care au votat pentru au fost Statele Unite ale Americii, a fost Canada, Franța, Olanda, Belgia, Suedia și, ce este interesant, a fost și Uniunea Sovietică. Chiar și URSS a votat în favoarea creierii statului Israel. Împotrivă au votat în cea mai mare parte țările arabe: Turcia, Liban, Siria, Irak, Iran. Printre țările care s-au abținut a fost Marea Britanie, China, ca mari țări care s-au abținut, și o țară n-a fost prezentă la acea ședință. Deci, prin urmare, în baza deciziei din 29 noiembrie 1947, o decizie votată de Organizația Națiunilor Unite, s-a decis ca Palestina să fie împărțită, teritoriul Palestinei, o parte pentru evrei și o parte pentru arabi. Deși ambele părți nu erau pe deplin satisfăcute de cerințele pe care le aveau, evreii au decis totuși să accepte decizia Națiunilor Unite spre deosebire de arabi. Arabii au respins această decizie și nu au vrut să o accepte. Acum, ca să știți că, de fapt, Palestina despre care vorbim noi azi, sau Organizația de Eliberare a Palestinei, statul care încearcă, dar pentru care a folosit acest nume Palestina, el nu a existat. Teritoriul acesta a fost totdeauna controlat de anumite puteri, fie că era controlat de Egipt, fie că era controlat de Asiria, fie că era controlat de Babilon și așa mai departe. Și în momentul acela, așa cum vă spuneam, țările arabe au refuzat să recunoască rezoluția 181. Evreii, mișcarea sionistă condusă de David Ben-Gurion, care a fost prim-ministru al Israelului, ei au adoptat o declarație de independență a Israelului. Ei știau că Marea Britanie se va retrage pe 15 mai și pe 14 mai 1948, ei au adoptat declarația de independență a Israelului. Ca să știți că ziua independenței Israelului este 14 mai.
1948, când s-a votat această declarație, deși e un detaliu interesant, evreii, ei sărbătoresc sărbătoarea sau ziua independenței lor în fiecare an la o dată diferită. Este la fel cum este sărbătorit Paștele, pentru că calendarul iudaic nu corespunde cu calendarul pe care îl avem noi. Iată de ce o explicație, în fiecare an Paștele ba în aprilie, la început, ba la mijloc, ba la sfârșit de aprilie, ba la început de mai, așa e și cu ziua independenței. Deși internațional e considerat 14 mai ziua independenței Israelului, dar evreii o sărbătoresc în luna aprilie pe diferite date în funcție de anul și calendarul lor iudaic. Așadar, pe 14 mai este adoptată această declarație de independență și ghiciți ce s-a întâmplat pe 15 mai. Pe 15 mai s-a pornit primul război dintre arabi și evrei. Chiar în prima zi după declararea independenței a avut loc un război. Ca să știți că în toată perioada aceasta de 73 de ani, relațiile dintre evrei și arabi din Palestina a fost permanent marcată de conflicte, violențe, atacuri teroriste, inclusiv atacuri militare. Unul dintre cel mai proeminent război din această perioadă a fost războiul de 6 zile din anul 1967. În 1967, la începutul lunii iulie, mai bine zis pe 5 iunie, Israelul a lansat o campanie de bombardare a Egiptului. Era o relație foarte tensionată dintre Israel și Egipt și în câteva zile avioanele Israelului au distrus toate bazele aeriene ale Egiptului. I-au lăsat pe egipteni fără niciun avion și fără niciun aeroport. În câteva zile ei au omorât 20.000 de soldați egipteni, iar de partea Israelului au fost 1.000 de oameni, de soldați care au murit. În urma acestui război care a intrat în istorie, războiul de 6 zile din 5 până în 10 iunie, pentru că pe 11 iunie, ca și acum joi, a fost semnat un acord de încetare a focului. Ce au reușit să facă evreii? Ei au câștigat Sinaiul, fâșia Gaza, înălțimile Golan, și un lucru extrem de important, au cucerit o parte a Ierusalimului, numit Ierusalimul de Est, care și astăzi îl controlează. Acum trec repede și la partea mai modernă a Israelului, asta era mai mult ține de partea istorică. Israelul de astăzi este un stat democratic, un stat care are o formă parlamentară de guvernare, așa cum are și Republica Moldova, și atât ne-am rugat pentru alegerile parlamentare. Populația Israelului este de 9 milioane de oameni, teritoriul Israelului, dacă scoatem teritoriul fâșia Gaza și alte teritorii controlate de Palestina, rămân 22.000 de kilometri pătrați, dacă le luăm împreună, 28.000 de kilometri pătrați. Pentru comparație să știți că Republica Moldova are 33.000 de kilometri pătrați, așa că noi pe undeva suntem ca Israelul. Considerați, fraților, că trăiți într-o țară promisă, are exact același teritoriu ca și Israelul, da, cu o diferență că avem o populație de 3 ori mai mică, noi avem jur de 3 milioane, ei 9 milioane de oameni și poate și cu alte mici diferențe, cum ar fi că Israelul, deși e o țară mică cu 22.000 de kilometri pătrați, 9 milioane populație, este a 31-a economie din lume. Noi nu știu dacă suntem pe 150 sau poate și mai jos undeva, ei sunt a 31-a economie din lume. E țara care are cel mai înalt grad de pregătire militară a tuturor cetățenilor. Nu veți găsi o țară pe fața pământului care are un grad de pregătire militară mai înalt. Dacă ați fi locuit în Israel, mă refer la surori, ați fi făcut serviciu militar. În Israel și fetele și băieții în egală măsură fac serviciu militar, pentru că asta ține de existența statului. Ei totdeauna au fost sub pericolul de a fi distruși. Organizații cum este organizația Hamas, ei s-au legat cu jurământ că vor lichida Israelul. Ei au așa o frază că noi îi vom mătura în mare pe toți, să nu rămână niciun evreu pe locurile noastre sfinte. Deci trebuie să știți că sunt sub o presiune constantă acolo. 78% sunt din... Revin un pic, adică dacă vorbim din punct de vedere religios, peste 70% sunt iudei.
17% sunt musulmani și 2% sunt creștini. Doar 2% din populația Israelului astăzi sunt creștini. Și ca să mai știți un detaliu, din cei 2%, 78% sunt arabi. Uniunea Baptistă din Israel, care este membru a Federației Baptiste din Europa, este alcătuită din arabi. Există un seminar evanghelic în orașul Betleem, așa că creștinii noștri evanghelici, frații noștri baptiști în Israel, sunt strânși din două părți, sunt strânși și de către iudei, sunt strânși și de către musulmani, și atunci când ne rugăm pentru Israel, e bine să ținem cont și de lucrul acesta. Așadar, făcând o totalizare a acestui context istoric și politic, vreau să înțelegem că atunci când ne gândim la Israel, trebuie să avem în vedere dificultățile, provocările care există acolo. Este vorba de un conflict practic ireconciliabil. Niciodată în anii aceștia n-a fost un tratat practic de pace semnat cu Palestina, cu excepție. Cu excepția anilor 90. În anii 90, când s-a prăbușit URSS-ul, cumva a venit așa un val de pace în lume, i-a cuprins și pe evrei. Și în 90, în 93, mai bine zis, a fost semnat un acord de pace dintre Israel și Palestina. Yitzhak Rabin era prim-ministru, Yasser Arafat conducea Palestina, au semnat acest acord de pace pentru prima oară în istorie. Yasser Arafat, prin acest acord, a recunoscut existența Israelului. Până atunci niciodată nu recunoscuți. În următorul an, 1994, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat și Shimon Peres, care era președintele Israelului, toți trei au primit Premiul Nobel pentru Pace. Cu părere de rău, chiar în anul următor, în 1995, Yitzhak Rabin a fost împușcat de un naționalist evreu, lucru care a dus la o nouă spirală de tensiune. Îmi amintesc, în 1999 eram la Washington împreună cu domnul Moșanu, eram la dejunul național cu rugăciune, și am fost plăcut surprins la acel dejun cu rugăciune să-l văd pe Yasser Arafat și pe Lia Rabin, văduva lui Yitzhak Rabin. Ambii au vorbit și au dat mâna, era și președintele Bill Clinton atunci, și s-a făcut o rugăciune pentru pace în Ierusalim. Deci toate acestea denotă încă o dată că rugăciunea pentru pace în Ierusalim și în Israel e o nevoie constantă, anunțată de David acum 3000 de ani, la fel de valabilă și astăzi. Și acum vreau să trec la partea a doua, să vă prezint pe scurt contextul biblic și teologic legat de poporul Israel. Este important să înțelegem câteva lucruri. Legământul lui Dumnezeu cu Avram avea în vedere mai mult decât doar să le ofere urmașilor lui Avram o țară unde curge lapte și miere. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, când autorul vorbește despre Avram, despre Isaac și Iacov și vorbește despre patria care le-a fost promisă, acolo în versetul 16 este o frază care spune așa: dar ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Și Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Era vorba nu doar de patrie pe acest pământ, nu era vorba doar de o patrie pământească, ci era vorba de o patrie cerească. Era vorba nu doar de cetatea Ierusalimului aici, dar era vorba de Ierusalimul ceresc. Este evident că poporul Israel are un rol special, de fapt un rol unic în istoria răscumpărării și mântuirii omenirii. Apostolul Pavel, spre exemplu, în Epistola către Romani, capitolul 9, versetele 4 și 5, descrie rolul poporului Israel și zice: ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristos, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Și apoi, după ce face această descriere frumoasă, Pavel continuă în versetul 6 cu un dar. Uitați-vă, versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă
că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu tot cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânți. Aceasta înseamnă că nu tot cei care coboară din Israel sunt Israel. Aceasta înseamnă că, de fapt, cei care sunt copiii ai făgăduinței sunt cu adevărat copiii ai lui Dumnezeu. Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 1, versetul 12, are aceste cuvinte binecunoscute. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii de Dumnezeu. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. În epistola către Efeseni, Apostolul Pavel spune despre faptul că mai înainte noi eram fără drept de cetățenie în Israel, dar încheie acest pasaj în versetul 19, Efeseni 2 cu 19, spunând: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În Galateni 3 cu 20, pare că 28 acolo, Pavel zice că nu este nici iudeu și nici grec. Toți sunt una în Hristos Iisus. Iar în Filipeni 3 cu 20 el zice: cetățenia noastră este în cerul, de unde și așteptăm ca Domn pe Iisus Hristos. Așadar, biserica este noul Israel. Vreau să înțelegem lucrul acesta, că atunci când vorbim despre rolul poporului Israel, despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu el, acel legământ a fost schimbat într-un nou legământ. Noi suntem creștinii noului legământ, noi suntem noul Israel. De ce ar fi o greșeală ca noi să privim anumite lucruri legate de statul Israel ca fiind partea planului de mântuire a lui Dumnezeu astăzi? Istoria, ea trebuie privită prin prisma Domnului nostru Iisus Hristos. Istoria necesită o perspectivă cristocentrică, nu israelocentrică. Aici e un element pe care trebuie să-l înțelegem. Sunt unii, poate ați auzit și dumneavoastră, care spun că urmează să fie restabilit templul de la Israel. Și atunci apare întrebarea: dar ce facem cu aceste cuvinte care le găsim scrise în Evanghelie? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a intrat în locul preasfânt nu cu sânge de țap și de viței, ci cu propriul său sânge, Evrei 9 cu 12. De ce e nevoie să fie restabilit templul dacă Iisus Hristos a dus jertfă odată pentru totdeauna? Chiar și pasajul pe care l-am citit un pic mai devreme despre toate lucrurile legate de poporul Israel, Pavel încheie spunând aici în versetul 5, Romani 9 cu 5, zice: și din ei, vorbind despre patriarh, și din ei a ieșit după trup Hristosul. Iar capitolul 11, îmi cer iertare, din Romani, care de fapt, dacă vă uitați acolo, capitolele 9, 10 și 11 sunt dedicate problemei Israelului. Și capitolul 11, știți cu ce cuvinte se încheie? Cuvinte pe care deseori le citem, în special fratele Vitale obișnuiește să citeze acest verset: din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci, amin. Toată istoria poporului Israel trebuie văzută din această perspectivă. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Nu există o altă cale de mântuire decât prin credința în Iisus Hristos. Ar fi cu o mare greșeală ca noi să vorbim astăzi despre o altă posibilitate de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Legământul cu Avraam, darea legii, făgăduințele, toate au urmărit un singur scop: Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Asta e centrul istoriei omenirii. Asta e ceea ce ar trebui să înțelegem, pentru că atunci când vorbim iarăși despre Ierusalim, vorbim despre poporul Israel, trebuie să avem în vedere perspectiva cerului, o patrie cerească, un Ierusalim ceresc pe care noi tindem și sperăm că într-o zi să fim cu toții acolo. Un alt element pe care deseori facem o anumită greșeală ține de modul cum noi interpretăm ultimele evenimente. Se întâmplă ceva în Israel și de fiecare dată intrăm într-o anumită panică: gata, e sfârșitul, vine Domnul. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, înainte de înălțarea sa, citim acolo în versetul 6 cum ucenicii l-au luat deoparte pe Domnul Iisus și l-au întrebat: Doamne,
În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? La fel cum era atunci, vedem într-o altă formă astăzi, o mare tensiune dintre evrei și romani. Una din așteptările evreilor era că va veni un Mesie și va pune capăt acestei dominații a romanilor. La fel cum astăzi iarăși vedem aceste tensiuni dintre lumea arabă și evrei. Și Domnul Iisus le-a dat un răspuns care este un răspuns celebru și atât de relevant și astăzi, versetul 7, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu este vremea noastră și de așa cum vă spuneam, dacă vorbim doar de istorie recentă, din 48 până acum au fost zeci și sute de conflicte militare. În anul 1990, Saddam Hussein a invadat Kuwaitul. Statele Unite, Marea Britanie și o serie de alte țări au reacționat imediat și au trimis trupele în Arabia Saudită și apoi au intrat în Kuwait ca să-l scoată pe Saddam Hussein de acolo. Acum Saddam Hussein, știind că Statele Unite protejează în mod special Israelul, a lansat asupra Israelului câteva rachete balistice, rachetele Scud numite, așa ele sunt numite de către NATO, rușii le mai numesc altfel, dar câteva rachete balistice au fost lansate în direcția Israelului. În 1991 am plecat la studii, pe urmă a venit și fratele Vitalie, și fiind la studii la Oradea, fratele Iosifson ne-a povestit despre această situație cu războiul din Golf. Zice, în America, un anumit teolog a scris repede o carte privind evenimentele din Golf, a zis, gata, e sfârșitul lumii. S-a început Armagedonul, pe atunci președinte a URSS era Mihail Gorbaciov, avea și pata aia pe chelia lui, gata, el e cu semnul, îi vine Domnul, e sfârșitul lumii. Noi și-am uitat de războiul acela din Golf, din anul 1990, fratele Iosif Son zicea că ăla a vândut peste 1 milion de exemplare, toți cumpărau ca pâinea caldă carte, ce va fi, gata, sfârșitul lumii, Armagedon, vine Domnul. Și zice, până la urmă omul s-a ales cu $1 milion, dacă măcar $1 a pus la carte adaos, dar dacă a pus și $2-3 la carte adaos, s-a făcut câteva milioane de dolari. Și fratele Iosif ne sfătea, fraților, nu vă grăbiți să dați banii pentru tot felul de așa zise profeții. Pentru că Domnul le are pe toate sub controlul său. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Cât de important este ca să înțelegi acest context și din nou când vorbim despre Israel. Sigur și mă apropie de încheiere, este extrem de important să ne rugăm pentru pacea Israelului. E o poruncă biblică, valabilă și astăzi. Domnul Iisus a plâns pentru pacea Ierusalimului. Dar mai este un lucru. Haideți atunci când ne rugăm pentru pacea Israelului, să ne rugăm și pentru pacea care vine prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că doar Domnul poate să aducă adevărata pace. Nu există o altă cale de a te împăca cu Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. El este pacea noastră. În Romani, tot acolo la începutul capitolului 9, Pavel relatează un detaliu foarte interesant. Dacă vă uitați acolo în Romani 9, veți vedea cum apostolul Pavel este într-un fel întristat și este apăsat de faptul că rudele lui trupește, așa cum spune el, nu sunt mântuite. Ele nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și el folosește o frază, zice în versetul 2, simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape că doresc să fiu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Pavel spune un lucru extraordinar, zice, Doamne, dacă ai putea să-i mântuiești pe evrei, dacă ei ar putea să-L primească pe Iisus Hristos, eu sunt gata să renunț la mântuire, numai ei să fie mântuiți. Deci când ne rugăm iarăși pentru pacea Israelului, să nu scăpăm din vedere și lucrul acesta. Planul de mântuire a lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Mântuirea este prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea ne vom ruga pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea Israelului, dar înțelegând complexitatea și toată dificultatea acestei relații dintre evrei și arabi, trebuie să conștientizăm că la orizont nu se vede o pace durabilă.
singura pace pe care o putem să o avem și o pace care are dimensiunea eternității este pacea prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum spune Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă umple inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul nostru. Fie ca această pace să domnească și în Israel, în Ierusalim, în Moldova și pe toată fața pământului și a lui să fie slava de acum și până în veci. Amin.